datele de așa. O să pe laptop o să intru să văd dacă aș fi început. Twitch TV, Codinu, ia să vedem. Mie mi-apare live. Apare? Da, apare live. Ok. Mie mi-apare live. Ok, gata. Suntem live. Super. Ok, nu știu și câți oameni sunt, pentru că acum nu am n-am un control atât de fin ca înainte când era cu OBS. Facem streaming de pe Zoom, în speranța că o să fie mult mai stabil decât de obicei. Suntem aici ca să discutăm despre multe lucruri astăzi, adică Silvia m-a rugat să nu ne concentrăm asupra lucrurilor pentru care ne-am și cunoscut de fapt, acela de a afla mai multe despre incluziune, se numește, sau cum să-i zic în românește? Diversitate și incluziune, da. Diversitate și incluziune. Deci, Silvia este programator C++, pentru cei care se uită și trebuie să programeze în C++, care sunt fie din pasiune, fie că trebuie la liceu, dar de asemenea, pe lângă cariera de programator, are o carieră de, nu știu să-i spun, șef de comunitate, pentru că a co-fondat un ONG numit Codet, și care este fix pentru ce spuneam mai devreme. Adică ea se luptă să facă domeniul în care lucrăm cu toții ceva mai bun, deschizând porțile mai multor oameni, nu numai celor privilegiați, printre care mă aflu și eu, dar asta este doar o întâmplare. Ok, deci nu știu cu ce să încep. Poate ce te-a făcut să devii programator? Ce m-a făcut să devin programator? Sincer, mie mi-au plăcut, m-au atras întotdeauna domeniile tehnice. Din clasa a doua rupeam electronica. Din clasa a doua aveam un montaj, se numea Licurici și, de fapt, bine, mulți ani mai târziu am învățat eu că, de fapt, eram un circuit basculanta stabil și toate chestiile alea. Dar un Licurici e, practic, un circuit foarte simplu care are, nu știu, niște 4 rezistențe, 2 tranzistoare, puține componente acolo și 2 LED-uri care se aprind așa, când unul, când altul, când unul, când altul. Și când ai ceva vizual, n-ai cum să nu vezi de plăcere. Și, bine, aveau și ei mei încredere în mine, mă lăsau acolo să umblu cu clorura ferică cu toți. Nu prea își puneau ei problema că era pericol de accident sau ceva. Da, înțeleg că l-ai făcut de la 0-0. Da, și pe atunci erau ciocane de lipit, țineam așa cu 2 mâini și îmi sprijineam plăcuța de ceva, pentru că nu aveam de-astea cu clash cum sunt acum ca să-ți țină plăcuța fixă și abia puteam să țin ciocanul ăla de lipit în mână. Acum am frumos un LED-con, e drăguț, arată ca un pic. Ah, da, întotdeauna mi-am dorit, n-am apucat. Eu am încă un ciocan de lipit, dar nu. Nu, se cheamă pistol de lipit, pentru că arată ca un pistol al meu, mai puțin. Da, n-am înțeles niciodată ce se cheamă ciocane. Da, ok, dar de programat, adică înțeleg că electronica e o pasiune veche, programarea. Și din clasa a patra am început și cu programarea. Și am avut norocul, ideea e că aveam palatul copiilor, lângă, foarte aproape de locul unde locuiam, în Buzău. Și eu încercam să mă bag cam la toate cercurile pe acolo, eram și la astea tehnice, eram și la de-astea de țesături și design și de toate alea, nu conta pentru mine. Pur și simplu vreau să văd, ok, ce mi s-ar potrivi. Și mă duceam la toate, absolut toate. Și ăla era timpul meu liber. Și la informatică era și coadă, era număr limitat, că eram funcție de calculatoare, chestii de genul. Și am ajuns acolo, am învățat Pascal, nu prea înțelegeam multe chestii, adică la clasa a patra nici n-ai ce să înțelegi, că na, profesorii ne lăsau în voia Domnului, ca să zic așa. Dar am învățat câteva chestii legate de for-uri, de if-uri, și atunci știam doar să le folosesc. Nu le înțelegeam conceptual, nu înțelegeam absolut deloc cum ai putea să faci un produs din chestia aia. Era exact cum se face acum la liceu, adică faci sortări, faci chestia asta și te întrebi, ok, dar ce fac programatorii ăia toată ziua? Sortează? Și ce fac programatorii toată ziua, de fapt? Adică înțeleg frustrarea și, de fapt, una dintre întrebări ar fi ce fac programatorii toată ziua. Și a doua este, există vreo legătură între ce ai învățat acolo și ce se întâmplă în ce faci acum toată ziua? Da, acolo mi-am găsit pasiunea, pentru că totuși îmi plăcea ceea ce făceam. Și până mergi la un concurs de genul și nu-ți dai seama că, ok, stai că mă pricep asta, la asta nu ai cum să-ți dai seama că într-adevăr te pricep, mai ales ca fată.
Inclusiv când am zis că vreau să dau la automatică și calculatoare. Eu aveam diplome la electronică și la programare încă din liceu și toți îmi spuneau, e prea greu pentru tine. Dar ești prea frumoasă ca să te duci la pol și chestii nepții de astea, de n-au legătură cu absolut nimic, până la urmă. Asta având în vedere că eu deja aveam premii și persoanele respective știau chestia asta. Adică eu am inclusiv, eu am certificat de radioamator de clasa a treia, adică am dat și examen de electronică în clasa a noua, cu amplificatoare, cu toate astea. Aveam stație de emisie, recepție acum numai de mult, am indicativul Y9 ca LM. Aha. E posibil să fie un alt Y3, cred că, printre noi, care să se uită acum. Nu știu care e diferența. Am greșit. HLM, Hotel Charlie. Da. El va fi dezamăgit să afle că nu mai ai stație, dar... poate să ajute, pentru că are sigur, vrea să facă un emulator pe Raspberry Pi cu astfel de stații. Ok, dar să revenim la situația asta. Înțeleg că totuși inclusiv... Ca să răspund la întrebare, practic, ce conta era să știu eu că totuși mă descurc. Și ca să știu cum mă descurc, trebuia să trec cu toate chestiile astea. Adică în momentul în care te duci la workshop-uri, începi să-ți dai seama că ok, dar totuși eu am creat proiectele astea. Sunt ale mele, nu le-a făcut altcineva în locul meu. Am înțeles cât de cât cum funcționează. O să înțeleg mai bine acolo. Că nimeni nu-și alege o facultate bazându-se pe ceea ce știe deja. Dacă ai făcut chestia asta, din păcate ți-ai cam ratat cariera. Din punctul meu de vedere. Pentru că eu eram bună la engleză. Dar dacă alegeam să merg la o facultate de engleză doar pentru că știam engleză, păi nu mai eram atât de fericită astăzi. Da, înțeleg că a fost o problemă și din partea familiei, faptul că, adică, cum vine din partea familiei? Adică familia a fost și a zis, ok, du-te, pentru că asta este pasiunea ta, sau? Da, așa, mai mei știu că sunt încăpățânate și mă cam lăsau. Din când în când mai erau lucruri care deranjau, nu știu, de exemplu, mama, când vine mama ta și zice, are mama două fete, una frumoasă și una la poli, și știam că se referă la sora mea. Și la mine, cumva, nu prea ți pică bine glumele astea, mai ales când le auzi de la toată lumea. Nu, e o glumă clișeu asta, care sper că va intra la categoria glumelor cu nazism, adică e la fel de rea. Exact. E nocivă, practic. Sper să se ducă toată povestea asta de... Exact. Și trebuie să fii destul de încăpățânat ca să treci peste toate chestiile astea și totuși să ajungi unde îți place. Au fost multe încăpățânate sau tot un număr la fel de mic? Eu țin minte că am avut mai puțin de 10 fete într-o grupă de 200 de oameni. Acum sunt cam 30% fete la poli. Mm-hmm. Cam așa. Deci 50 tot. Sunt direcții la automatică care au mai puține fete. La calculatoare sunt cam 30%. Și acum depinde, chiar aș merge mai departe să analizez un pic și situația de la ASE, că știu că mulți compară, da, dar sunt 60% fete la ASE. Ok, 60% din 200 de oameni este aproape egal cu 30% din 550. Deci n-am făcut nimic. Și dacă mai comparăm și cu numărul joburilor de pe piață, din start îți dai seama că diferența este enormă. Adică în momentul în care te angajezi acum pe un post de programare, încă ai șansă să fii prima sau a doua fată din echipa respectivă. Cum a fost și cazul meu. Mie e greu să văd astfel de probleme pentru că nu fac diferențe, dar sunt diferențe? Adică cum pot cei care sunt în măsura, în postura de a angaja, să nu aibă, cum să traduc, bias fără să-și dea seama? Adică să fie cu preconcepții fără să-și dea seama? Întotdeauna au preconcepții. Sincer, de exemplu, la unul dintre interviuri la care am fost, mi s-a întâmplat, după ce am primit oferta, persoana de la HR se uită la mine și să-mi spună, dar să știi că ăsta este un document important, să ai grijă, să nu te duci la piață să scrii pe el. Ok. Nu cred că i-ar fi zis să fii atent, să nu scrie pe oferta pe care scrie salariul și pe care trebuie să o semnezi, să o duci la manager acolo că ai acceptat oferta. Nu cred că i-ar fi zis să ai grijă să nu scrii, să nu te duci la piață lista de cumpărături pe el. E penibil. Și e penibil pentru persoana care a zis-o. Adică bine, evident, da. Asta totuși este o prostie evidentă. Mă gândeam la lucrurile mult mai fine care se pot întâmpla. Adică mă gândesc, pot să fac fără să-mi dau seama greșeli de genul ăsta, adică să fiu cu prejudecăți, dat fiind educația pe care am primit-o sau... Există. Mai ales că în...
în România se pune accentul pe faptul că fetele ar fi mai conștiincioase și pe perfecționism. Adică dacă o fată, nu știu, face ceva care să nu fie perfect din toate punctele de vedere, din start este aproape egal cu zero. Vai, dar ce-i porcăria asta? Și la partea de conștiinciozitate, asta se traduce în lucruri care te pot duce spre zona de documentație. Și atunci, pe lângă partea de programare, lumea se așteaptă de la tine să scrii... Bine, nu e cazul la toate joburile. Sunt unele care sunt bine balansate și băieții și fetele scriu documentație. Cum ar trebui fiecare să-și documenteze codul ca să știe ce e acolo. Dar există companii în care fetele sunt puse să facă asta și nu... Nimeni nu spune că fetele ar trebui să facă asta. Dar de regulă vine la tine managerul tău, team lead-ul tău și îți spune, uite, tu ar trebui să faci asta, tu ar trebui să ții meeting minutes, pentru că tu te pricepi mai bine. Iar vorbeam săptămâna asta cu o prietenă care îmi spunea că ok, dar când am intrat eu în echipă, într-adevăr, eram cea mai junior și am zis, ok, țin eu meeting minutes, că mi s-a zis. Dar când au mai venit doi băieți după mine, m-am dus la team lead și am zis, ok, dar de ce le țin tot eu? Păi, sunt mai junior ca mine. N-ar trebui și ei să preia ștafeta? Și team lead i-a zis, da, tu le ții mai bine. Și a zis, da, de unde știi? Că nu i-ai pus ca să vezi dacă țin mai bine sau nu. Și apar discuții de genul în care persoana respectivă ajunge, de fapt, să nu aibă argumente, dar în același timp nici nu realizează că ceea ce a zis este parte din stereotipuri, din bias-uri. Da. Și ca să zic așa, dacă ajungi să faci doar task-uri de documentație și doar chestii din astea care au vizibilitate redusă, din start te trage în jos în carieră. Păi nu, sigur că până la urmă e vorba despre avantaje care se pun unul peste altul, peste altul, peste altul. Adică o creștere exponențială contează foarte mult. Dacă în loc să crești cu 4%, crești cu 7%, în 10 ani ești în loc să fii triplu sau de 20 de ori mai tare, ești doar de 7 ori mai tare pentru acele mici diferențe. Deci sunt anumite lucruri pe care lumea le spune și rănește fără să-și dea seama. Adică eu, de fapt, una dintre întrebările pe care mi le pun mereu este nu cumva fac greșeli fără să-mi dau seama. Adică, ok, n-am pus pe nimeni să țină minute, dar... Sunt și se numesc, de exemplu, și microagresiuni. Una care mi s-a întâmplat mie acum, nu știu, sunt unele care sunt mai puțin vizibile și unele care sunt mai vizibile, dar în același timp sunt destui care le tratează ca și cum sunt normale. Nu sunt normale. Dacă vrei să ai un loc de muncă în care să te simți bine, trebuie să spui, bă, asta nu e normal, hai să let's do better. Pentru că până la urmă, asta e 8 ore pe zi la muncă, trebuie să-ți placă, trebuie să fii într-un loc ok. Și una care mi s-a întâmplat la un moment dat a fost că eram 3 fete la locul respectiv de muncă, și aveam un coleg care mereu ne... echipă destul de micuță și un coleg care mereu ne încurca numele. Ori mie să-mi spună pe numele alteia și ei să-i spună pe numele meu și să nu știu când vorbește cu team lead-ul la care dintre noi se referă și lucruri de genul, nu mi se pare normal. Da. Bun, deci, practic, din câte înțeleg eu, din păcate se confirmă ideea pe care o știam și de dinainte. Ca să obții același lucru, trebuie să muncești mai mult decât cei care au câștigat, mă rog, n-au câștigat, au la loteria genetică au ieșit altfel. Au ieșit albi în București, în clasa mijlocie și așa mai departe. Adică de asta ce mă plângeam, dar știu că, de fapt, printre cei care se uită la aceste videouri sunt foarte multe fete din liceu sau femei, tinere femei, nu știu cum, care, de fapt, în primul rând, uite, cum ar trebui să le spun? Tinere fete, tinere femei, fete femei sau cum? Până în 18 ani fete, peste 18 ani femei. Aha, okay, ideal. Ok. Depinde, adică dacă te referi și la băieți peste 18 ani tot ca băieți, mi se pare ok, dar în același timp este și o tendință de infantilizare a fetelor. Și atunci poate femeia este un pic mai ok, pentru că pe termen lung te ajută să vezi că ok, omul ăsta este un profesionist și trebuie să-l tratezi ca atare. Ok, dar pentru cele care se uită și poate se confruntă cu lucruri cu care te-ai confruntat și tu, adică practic din câte poate să vadă toată lumea, ești un caz reușit, adică toate opreliștile care s-au întâmplat ai reușit să treci peste ele, dar... Care ar fi lucrurile care ar putea să-i ajute și pe alții și pe care poți să le împărtășești? Comunicarea. Vorbește cu alții, găsește-ți aliați, vorbește și cu băieții, pentru că până nu vorbesc
genurile între ele și nu începem să comunicăm, uite, astea sunt problemele mele în calitate de fată și astea sunt problemele mele în calitate de băiat. Până la urmă, și ca băiat, nu-ți convine să ți se zică mereu că trebuie să fii tot timpul de piatră, că, nu știu, sunt tot felul de blocaje pe care societatea ni le-a impus, dar pe care nu trebuie neapărat să le respectăm. Și în același timp, cu cât încep de mai devreme, cu atât este mai bine. Pentru că, o spun sincer, și eu la 30 de ani încă mă mai prind pe mine că greșesc, încă mă mai corectez, încă îmi dau seama că mai mult de muncă și la mine și atunci îmi dau seama că și la alții e aceeași chestie. Și trebuie să ne privim unii pe alții cu empatie, să ne ajutăm să trecem peste, să spunem, hei, uite, știu că poate nu ai vrut, nu ai avut intenții rele aici, dar uite de ce mă afectează pe mine chestia asta sau uite de ce ar afecta pe altcineva chestia asta, crezi că poți să reformulezi dățile viitoare astfel încât toți să fim mai ok? Da. Și asta în timp chiar generează încredere foarte multă în echipă. În timp ajută la închegarea echipei și așa mai departe. Da, da. Una dintre problemele pe care le-am văzut eu și care s-ar putea să te fi confruntat este cum să-i spun în românește la bias? Nu știu, este o prejudecată prin care atunci când o femeie este lider, se zice despre ea că este bossy, este șefă sau ceva. Adică ți s-a întâmplat? Sau... Da, mi s-a întâmplat. De fapt, nu neapărat bossy. La noi, în România, practic, dacă nu te încadrezi într-un anumit tipar, dacă nu dai răspunsul pe care cealaltă persoană l-a anticipat, din start ți se pun tot felul de etichete. Și, de exemplu, și când am început comunitatea și încă mai există diferite stereotipuri legate de ce facem la Codet, dar până la urmă la Codet noi vrem să promovăm misiunea de diversitate și incluziune. Care practic se duce dincolo de fete, exact. Băieți. Asta nu înseamnă că urâm bărbații, avem voluntari bărbați. Asta nu înseamnă că, nu știu, ardem sutiene pe rug sau eu știu mai ce chestii. Sunt atâtea și atâtea etichete pe care oamenii le pun fără ca măcar să încerce. Băi, dar hai să văd ce e aici, că poate îmi place, poate este ceva în care aș vrea să mă implic. Poate e ceva la care pot să particip, poate au evenimente care m-ar putea crește personal, dezvolta. Adică ce vrei să spui aici este că dacă ești băiat-bărbat, nu înseamnă că dacă te duci la un eveniment Codet, te zice nu la intrare, n-ai voie să intri pentru că ești băiat. Exact. Ești la fel de bine primit pentru că până la urmă asta înseamnă incluziune. Dar ce faceți de fapt la Codet? Pentru că lumea nu știe și eu am dat întâmplător căutând de fapt. Am fost conștient de această problemă și la un moment dat am văzut că Twitch se oferă să-mi dea acolo niște cenți pentru fiecare dintre reclamele văzute de oameni și am zis hai totuși să fac ceva interesant cu banii ăștia, nu că nu mă interesează să-i țin eu. Și am căutat un ONG și așa am dat de Codet și așa am reușit să ne cunoaștem. Dar nu știam înainte, adică știam că există inițiative și am aflat ceva mai târziu ce faceți voi acolo și e foarte interesant, poate ne spui puțin. Da, noi în principiu suntem cea mai mare comunitate pentru diversity and inclusion in tech și chiar în STEM oarecum prin extensie, că mai avem și diferite inițiative non-tech, din România. Și avem diferite inițiative de la, indiferent de vârstă, nivel de experiență sau ramură din tech, avem de la cei mai mici la cei mai mari, avem așa, o școală de vară pentru elevi de 10-12 ani, care, din păcate, anul ăsta, din cauza COVID, nu s-a întâmplat. Acolo facem Java cu Android și începem cu Thunkable, care e programare vizuală și ajungem chiar la OOP. Apoi avem tot felul de workshop-uri pentru elevi de liceu. Și aici am avut workshop-uri ținute la noi sau workshop-uri în care noi am mers în diferite licee din țară și în București și, nu știu, în mai multe orașe am fost în Brașov, Constanța, Brăila, Timișoara, Slatina, am fost în destul de multe lângă astea. Și am mers cu diferite formate. La un moment dat am mers cu Java Android, altă dată am mers cu JavaScript, altă dată cu Python. Apoi, pentru studenți și industry professionals, avem deja o paletă mult mai largă. Aici avem workshop-uri, iarăși toate cele pe care le oferim la liceu, le oferim, dar un pic upgradeate, să zic așa, la nivel de studenți. La Python chiar avem 5 module și ajungem de la începători, de la zero, până la inteligență artificială și, nu știu, luat date din stream-uri de Facebook și postat automat și inclusiv un mini Photoshop și
toată matematica din spatele AI-ului, o groază de chestii acolo. Avem un hackathon care urmează acum 31 octombrie, 1 noiembrie. Asta e tot pentru studenți și industry professionals. Avem o conferință anuală și acolo aducem o groază de speaker. Întotdeauna încercăm să aducem și cel puțin un speaker din afară. Avem un program de mentorat, Tech Tour, pe care urmează să-l facem vara viitoare. Și avem o groază de alte evenimente, în principiu. Meetup-uri, workshop-uri de toate felurile. Da, cred că v-am curcat destul de tare în lockdown acum, dar și înțeleg că workshop-urile sunt adresate cam tuturor, dar preponderent persoanelor de gen feminin, înțeleg, adică până la urmă, sau persoanelor care nu au acces ușor, sau cam dintre cei care ascult acum, cam care sunt, care este ținta voastră ideală, că presupun că nu aveți niște reguli foarte, foarte stricte, sau dacă aveți niște reguli stricte. Avem una strictă. În momentul în care mergem într-un liceu și vorbim cu... că trebuie să avem un profesor de legătură. Uh-huh. Noi cerem profesorului respectiv să ne ajute cu următoarea chestie. Dacă noi venim acolo, vrem să avem 50-50 reprezentare. 50% băieți, 50% fete. De ce asta? Pentru că foarte mulți dintre profesori încearcă să ne convingă pe noi că fetele nu sunt interesate. Și atunci noi încercăm să-i convingem pe ei că până nu o să încerce, nu o să știe dacă sunt interesate. Și e o muncă și acolo, până la urmă. E o muncă și pentru profesori să piciuiască chestia asta, pentru că dacă nu crezi în ceva... Eu am pățit-o la un moment dat în școala generală și care s-a continuat și în liceu. Mi s-a spus, vezi că tu nu ești bun la limba română. Și în momentul în care spui unui copil că este prost la ceva, te crede. Și nu numai că te crede, dar și face să ai dreptate. Adică... Mi se pare admirabil că, de fapt, îi forțați pentru că s-ar putea ei să aibă dreptate. Fetele s-ar putea să creadă că nu sunt interesate. Dar, de fapt, să... Adică, de asta este bine ce faceți. Da. Yeah. Și ce se întâmplă în realitate? Adică, vin 50-50, înțeleg, sper, până la urmă. Cât se poate. Mai pe acolo. Uneori se poate, uneori nu se poate. Noi mergem oricum pentru că trebuie. Și ce este foarte important este că, ajungând acolo, și mulți dintre profesori rămân la workshop și fac cot la cot cu elevii și este foarte drăguț pentru că practic noi construim o relație cu ei acolo și cu profesorii și cu elevii și începem să învățăm unii de la alții. Și în momentul ăla ne câștigăm și noi aliați, profesorii la care am fost, foarte mulți au fost deschiși la minte și ne-au ajutat foarte mult pentru că este mare lucru să ai sprijinul unui profesor în momentul în care te duci să predai elevilor săi. Și am avut inclusiv profesori de istorie și de alte materii, nu doar informatică, care au venit și ne-au ajutat. Și chiar în urma unui workshop de acum 2 ani, am făcut la un moment dat 5 workshop-uri prin țară de JavaScript. După, voluntarii noștri au lucrat foarte mult pentru a construi din acel material de 2 zile să facem o broșură. Practic am adăugat un nivel pedagogic peste și am zis, ok, hai să vedem cum împărțim în ore, hai să vedem de ce fel de ore de evaluare e nevoie, de câte e nevoie și cum facem astfel încât să facem o programă din chestia asta. Și am scos o curiculă de 2 semestre pentru un opțional la informatică care începe de la HTML, CSS, JavaScript și la final ajunge chiar să învețe elevii Angular, ceea ce e super fain. Și proșura asta am lansat-o în septembrie anul ăsta, este gratuită și dacă vrea cineva să o preia la opționalul lor de informatică, în caz că nu s-au hotărât exact ce vor să facă, ne oferim și suport. Da, există opționale de informatică? Sau că înțeleg acum, din ce am reușit să citesc, că de fapt lumea trebuie să învețe C++, sortări, algoritmi, se poate să învețe și HTML și JavaScript? Da, la opționale. Opțional de informatică, opțional de TIC, de astea. Mm-hmm. Și care, de fapt, înțeleg că este totuși o experiență de câțiva ani, care e imposibil să nu fi fost momente foarte, foarte frumoase. Care sunt câteva momente care îți sunt pe super plac? Sau cu care? Am câteva și mai ales am pornit din 2014 o serie de workshop-uri, cel mai longeviv fiind IoT for All. Înainte să numai IoT for Girls, într-adevăr, când faci foarte puține workshop-uri, ne-am concentrat la momentul respectiv la început pe fete. Între timp l-am deschis și acum iau IoT for All și tindem spre acel 50-50. Și ce e foarte drăguț este că foarte multe dintre participantele de atunci au prins o pasiune atât de puternică încât au rămas și acum multe dintre ele sunt an terminal la facultate și au rămas ca voluntari. E o senzație super plăcută.
să vezi parcursul unei persoane de la clasa 11 până la anul 4 de facultate. Deci asta înseamnă că faceți chiar de mult. 2014, da. 2014, da. Și, practic, workshop-urile sunt doar ca să intrăm în contact cu persoanele respective, că până la urmă, ce, nu poți să găsești niște tutoriale de JavaScript pe net? Normal că poți. Dar alta e când ai persoane care sunt mult mai mari ca tine și te sprijină. Și îți arată, uite cum poți să faci, uite de ce faci asta, uite în carieră care sunt perspectivele. Uite, am găsit un articol interesant, cred că ți s-ar potrivi, care te ajută cu problemele de încredere, cu sindromul impostorului, cu toate astea. Da, cum e cu sindromul impostorului? Că asta e un subiect foarte interesant. Deseori l-am întâlnit la mine, încerc să trec peste, dar poate povestești mai multe? Sunt atâția oameni care îl au, și fete și băieți, și în principiu este acel moment în care tu simți că ești un impostor. Ce caut eu aici? Ce caut eu în IT? Eu nu mă pricep la programare, eu nu mă pricep la asta. Sau nu că nu te pricep la programare, dar poate te gândești că este prea greu pentru tine rolul pe care ți l-ai asumat. Dar întotdeauna ceva la început e greu. Și aia e problematic, pentru că dacă nu e cineva acolo să te încurajeze să treci de partea în care ești junior, să ajungi spre mid, spre așa, șanse mari să renunți. Și poți să rămâi să crezi că ești un impostor toată viața, pentru că atâta timp cât îți ieși din zona ta de confort, o să rămâi cu senzația asta, constant. Mie mi se pare că cu cât știu mai multe, cu atât sindromul de impostor devine ceva mai mare, mai ales în situații în care sunt pus să învăț și pe alții ceva. Adică trebuie să merg să învăț pe manager, project management, și știu că de fapt ei au niște proiecte foarte bune, dar modul în care trec eu peste asta este că mă gândesc că de fapt rolul meu este acela de a facilita un proces de învățare acolo. Nu trebuie să le dau lecții. Asta este o altă prejudecată pe care o au oamenii, este că dacă vezi pe cineva înseamnă că trebuie să știi perfect sau înveți doar de la cineva care știe perfect. Care e modalitatea care te lupți tu cu simț? Adică dacă l-ai avut respectiv, cum poți să treci peste? Despre asta e pe blogul nostru. Aha. Mi-am ținut un jurnal cu toate achievements-urile mele. Nu astea cele mai mici, nu știu, azi am băut 2 litri de apă. Nu, îți scrie exact achievement-urile. Exact. Ce ai făcut. Și dacă poți, cu cât mai cuantificabil. Adică, dacă astăzi am ajutat 3 persoane, îmi scriu că am ajutat 3 persoane să înțeleagă cu tare chestie. Nu zic la modul general, nu trebuie să fie ceva vag. Și în momentul în care simți că, ok, te apasă iar, trebuie să te uiți în urmă și să vezi, mă, dar totuși în luna asta, uite cât am făcut. Poate alții nu fac atâtea, poate alții nici măcar nu sunt interesați. Poate persoana respectivă care îmi spune mie că nu mă pricep sau eu știu că de multe ori și ceva din afară poate să-ți trigăruiască ceva interior. Poate persoana respectivă nici măcar nu dedică o oră pe săptămână pentru chestia asta. Și atunci, de ce ar trebui să ascult de persoana respectivă dacă știu că eu fac și persoana respectivă nu face? Că sunt atât de multe persoane care au idei acum, dar e diferență de Rațional e ușor să spui, nu țin cont de ce mi-a spus. Emoțional e mult mai greu. Și exact, tocmai de aia trebuie să fie pe hârtie, că în momentul în care le ai în față, atunci poate interveni partea asta logică, rațiunea care să-ți spună, da mă, uite că așa e. Ok, că tot vorbim de frustrări. În tot parcursul Codet, înțeleg că ați avut multe lucruri. Presupun că nu toate au fost foarte fericite. Adică presupun că nu toți profesorii au fost cooperanți. Au fost și situații sau de fapt este o situație mult mai bună decât pare? E mult mai bună decât la început, pentru că la început, într-adevăr, vreau să zic că în momentul când am fondat prima comunitate, care era diferită de Codet, toată lumea, deci, nu știu, profesori, colegi, deci la un moment dat era penibil să-ți vină, nu știu, să nu poți să duci la o petrecere, că vin toți pe rând să-ți spună de ce tu greșești, de ce nu este așa cum spui tu. Și de cele mai multe ori persoanele care habar n-au despre subiect sunt primele care vin să-ți spună că greșești. Dar persoanele care chiar apreciază ceea ce faci o să-ți dea mulțumirea în particular. Pentru că le este poate rușine să spună suscitare, poate sunt mai timide, mai ales dacă ai sindromul impostorului, nu o să stai să te pui tu acolo să fii fix în miez și să fie toți ochii pe tine. Că dacă te descoperă a fi impostor, bine, e
și simplu o chestie psihologică. Și atunci foarte multe mulțumiri vin în particular. Și toate persoanele cărora le-ai schimbat viața, o să vezi că le-ai schimbat-o în bine. Vreau să zic că la un moment dat veneau oameni la mine să-mi spună, da, dacă tu îi convingi să meargă pe programare și de fapt nu le place și le-ai stricat viața. Eu nu conving pe nimeni. Eu le arăt și ei decid. Doamne Sfinte, da, ok, înțeleg. O să fim și persoane cărora nu o să le placă. La IoT for Girls, până să fie la IoT for All, am făcut un studiu. Și am întrebat toate absolventele cum a fost experiența. Asta la 2 ani după. Și foarte multe dintre ele, 70%, au zis că datorită nouă au mers pe cariera de IT și tot cam 70% au ales o facultate pe IT. Era diferența de 2% sau o chestie, de ce nu, deci neglijabilă. Da, bine, s-ar putea publicul să fi fost preselectat pentru că dacă au venit, dar oricum asta este un rezultat nemai auzit. Adică e felicitări. Și vorbind de liceu și de facultate, lumea se teme de politehnică. Am avut discuțiile cu mai mulți și spun, ok, vreau să-mi aleg o facultate de calculatoare, dar m-am uitat la toate, dar politehnică nu. De fiecare în parte. Sincer, până la urmă, îți alegi facultatea care este mai potrivită cu temperamentul tău. Eu și care e un temperament potrivit pentru politehnică, de fapt? Nu știu, eu eram... Cred că dacă ar fi să mi se pună o etichetă în liceu, probabil mă considerau tocilară. Era mai research așa. Mie îmi plăcea să citesc foarte mult, îmi plăcea să învăț și eram curioasă de lucruri noi și așa mai departe. Faptul de a fi inginer pentru mine a fost inclusiv o mândrie personală. De aia am rămas să fac și doctoratul și l-am terminat. Adică mie mi s-a potrivit ca o mânușă pentru că asta este ce mi-am dorit. Dar în același timp, poate cineva vrea să învețe alte materii. Poate nu are nevoie să știe tot ce se întâmplă acolo sub capotă, să zic așa. Și poate pur și simplu vrei să mergi la cibernetică, la statistică economică, poate vrei ceva de genul. Poate vrei universitate. Uite, de exemplu, la universitate au băgat Python în anul întâi, ceea ce mi se pare genial. Pentru că nu cred că se întâmplă la politehnica asta încă. Nu. Ceea ce înseamnă că o să fie mult mai ușor pentru anumiți oameni care, nu știu, nu mai vor C și vor să vadă ok, vreau să înțeleg ceva, dar vreau să înțeleg rapid. Mie Python mi se pare pentru prototipare rapidă și pentru a înțelege coding-ul, mi se pare genial de început. Teoretic, lumea știe C++ deja din liceu. Practic, nu se întâmplă neapărat asta. Dar... Lumea plină de posturi de programare pe toate. Eu, sincer, nu sunt de acord cu întrebări de genul care este mai bun Linux sau Windows, care este mai bun Java sau C++, care este mai bun, care este mai bun. Nu, depinde pentru ce vrei să-l folosești. Și până la urmă, atâta timp cât este un job, dacă ție îți place ceea ce faci, nu o să conteze că 15 persoane mai încolo cu 200 de metri consideră că Java este nu știu cum și nu știu cum. Da, înțeleg că totuși politehnica e ceva mai grea în primii 2 ani, din 3, sau nu știu, primul an, decât celelalte. Adică asta spune lumea. De ce crezi că spune lumea că e mai grea? Adică și e un mit sau e adevărat? Sau cum se poate trece peste? Primii ani este mai multă teorie și sunt mai multe materii de inginerie. Partea de matematică sunt, nu știu, multe materii de matematică, de electronică, de toate chestiile astea. Și în anul 3 devine foarte frumos. Adică nu zic nu. Politehnica a fost grea, dar a fost frumoasă. Și dacă, să zicem, este greu, nu o să fie greu la modul că nu mă descurc eu personal, o să fie greu pentru toată lumea. Toți suntem în aceeași barcă. De-aia sunt tot felul de, nu știu, zicale de-astea cu ne întâlnim toți la restanță și astea. În cazul meu nu erau zicale, erau chiar pe bune. Ne întâlneam toți la restanță, adică de... Dar înțeleg că, de fapt, este greu la fel ca urcatul unui munte și când ajungi pe vârf e mult mai interesant decât doar dacă ai fi mers pe câmpie. Da, și sincer, depinde și ce vrei. Mie mi se pare că politehnica mi-a adus și o anumită reputație la final, dar în același timp nici nu am încercat să mă angajez pe altceva decât pe domeniul pe care am lucrat foarte mult. Dacă, de exemplu, nu știu, cineva care termină ASEU s-ar putea să fie mai înclinat să se angajeze pe mobile development. Și atunci eu, dacă mă ajunge pe mobile development, poate că nu aș fi văzut cu aceeași ochi. Că ok, dar voi n-ați avut materii de genul. Sau nu atât de multe. Sau nu s-a făcut nu știu ce. Și depinde foarte mult
ce-ți dorești. Și nu o să știi ce-ți dorești până nu încerci, de-aia e bine să încerci mai multe la liceu. Adică liceul practic pune bazele facultății. Oricum, o să întreb imediat și despre liceu. Vreau să le reamintesc celor care se uită că poate să folosească chat-ul ca să pună întrebări. Eu încerc să țin un ochi întotdeauna pe cel de asta, dacă mă vedeți că par neatent, nu sunt atent într-un colț, dar cum a fost liceul? Că înțeleg că totuși ai început să programezi ceva mai devreme. Adică, cum ți s-a părut? Ce ai învățat la liceu respectiv? A avut vreo importanță ce ai învățat la liceu pentru după, în afară de motivație? Adevărul e că între a 9 și a 12 am lăsat cam toate activitățile extracurriculare. După ce mi-am luat certificatul de radioamator, nu m-au mai interesat foarte multe chestii. Și m-am axat doar pe școală. Nu m-au atras nici olimpiade, le-am încercat printre a 9, dar mă plictiseau. Așa, și cred că practic între a 9 și a 12 eram regular Jane. Eram ca oricare altul de acolo. Și între a 9 și a 10 n-am avut o profesoară bună. Țin minte că am învățat tot ce înseamnă copy-paste. Țin minte că greșise teza de informatică în clasa a 10-a. Cred că încă se mai practică să scrii teza pe hârtie, să scrii programare, și rezolvasem problema într-o modalitate pe care n-am înțeles-o și a trebuit să eu scriu cuvânt cu cuvânt la calculator ca să-i arăt că și compilează și dă rezultatul care trebuie, și mi-a modificat nota și mi-a zis să nu mai zic la nimeni, lucru care era penibil. Da. Și aia se întâmplă. Dar din clasa 11 am avut un profesor foarte bun care ne-a învățat chiar programarea orientată obiect în C. Aia cu câinele latră și să faci funcții care derivă unele din altele, era chiar drăguț. Și am făcut chiar, aia a fost pentru un proiect la informatică atunci, a fost prima oară când am stat până la 4 dimineața ca să programez și nu mă simțeam deloc obosită, îmi plăcea. Că, nu știu, trebuia să fac un sistem de gestiune a elevilor de ceva. Nu era mare chestie. Nici acum nu e mare chestie, dar trebuie să încep de undeva. Este, adică, chiar, apropo de jurnalul în care scrii lucruri, să faci un sistem de gestiune de la orice vârstă și oricând, dacă nu știai cum să faci înainte, e totuși o super putere. Deci, înțeleg că, de fapt, profesorii te-au influențat neutru, din fericire negativ unul și pozitiv celălalt. Dar cum te-ai descurcat atunci când n-aveai un profesor ca lumea? Adică sunt totuși oameni printre noi care n-au norocul unui profesor bun. Dacă îți place informatica, cam care ar fi alternativele din punctul tău de vedere? Alternativele ar fi să învețe pe cont propriu sau să caute workshop-uri care sunt gratuite. Sincer, eu nu cred, asta e o părere personală, it might be controversial, eu nu cred în academii de programare. Eu cred că partea asta ar trebui să fie gratuită, de aia și toate evenimentele la Codet sunt gratuite. Noi avem sponsori, companii care la un moment dat vor fi beneficiarii acelor oameni care absolvă, care termină la noi și așa mai departe. Dar mie mi se pare că în momentul în care cineva oferă ceva gratuit, în termen de lecții de programare, cel mai probabil sunt și oameni pasionați care își dedică timpul pentru că aia vor și intri în contact de fapt cu o comunitate de oameni și de-aia poți să păstrezi legătura mai departe. Nu e ca atunci când plătești un serviciu și cine știe peste cine dai, poate la fel ca ce ai. Că, da, se întâmplă, mai ales la informatică sunt și profesori mai puțin pregătiți și sunt și profesori pregătiți. Depinde cum ai norocul. La fel ca la orice materie până la urmă. Da. Dar statul meu este chiar dacă cred ei că știu mai puține. Dacă, nu știu, ai încercat odată și ții minte că ți-a plăcut și te gândești că ar fi ceva ce ar putea să-ți placă mai departe, du-te la facultate și învață la facultate. Da, o să-ți fie mult mai greu decât celorlalți. Dar eu am avut olimpine. Eu am fost și asistent universitar foarte mulți ani, până semestrul trecut. Și încă s-ar putea să mai țin ore. Ce se întâmplă este că mi-au venit olimpici în anul întâi și la mulți am văzut parcursul. Olimpici în anul întâi, care veneau și cu destul de multe aere, ca să zic așa, că știu mai mult decât asistenții, se uită la mine, se gândesc că știu mai multe decât ea, că uite, am 31 de ani, dar presupun ei o vârstă acolo și încep să se dea mari cocoși. Și, din păcate,
Asta este foarte rău pentru ei, nu pentru mine. Pentru că eu, în momentul în care văd că cineva nu vrea să învețe, până la urmă, facultatea nu mai este ca la liceu. Nu trage nimeni de tine să înveți. Dacă tu nu vrei să înveți, eu te las în pace, mă concentrez pe aia care vor. Și ceea ce se întâmplă este că oamenii ăștia care știau în liceu sunt foarte ușor întrecuți până în anul 3 de oamenii care nu știau. Și oamenii care credeau că au ceva, că sunt mai în urmă decât ceilalți, pentru că văd că ăștia sunt și vocali și văd și consideră deștepți și genii și eu știu mai cum. E. Și conștientizează că sunt mai în urmă și învață de rup. Mai au și sindromul impostorului și din cauza asta învață și mai mult și ajung în anul 3 în care persoanele astea care i-au ajuns din urmă învață mult mai bine și au note mult mai mari și sunt mult mai pasionați și aș lua pe oricare dintre ei în echipa mea oricând. Și cei care erau olimpici și în anul întâi n-au vrut să realizeze că ok, stai că trebuie să I gotta check myself. Nu este ok comportamentul ăsta. Mie îmi devalorizează personalitatea. Nu se întâmplă nimic cu asistenta respectivă care nu mai are nimic de dovedit. Are un job, are multe proiecte la activ. Nu o să stau să dovedesc cuiva care abia ieși de pe băncile liceului. Uite cât de șmecheră sunt chestiile pe care știu să le fac. Dar dacă cineva este curios, întotdeauna o să am timp pentru persoana respectivă. E, și ce se întâmplă este că persoanele olimpicii rămân cu înfumurarea. Dar în același timp văd că ceilalți au note mai mari și atunci încep să arunce cu noroi. Să spună, dar cum de-a fost, cum de-a luat ăla mai mult ca mine? Cum de-a fost fata aia aleasă de Google? A, e pentru că preferă femeile, pentru că angajează femei. Nu, toți dăm același interviu. E pentru că persoana respectivă a rămas în urmă și nici măcar nu știe că a rămas în urmă, ceea ce e cel mai tragic. Și, cum am spus, în timp se văd și toate chestiile astea. De-aia, sfatul meu este, dacă ești la liceu, încearcă să cauți pe cineva sărind peste facultate. Încearcă să cauți pe cineva care este la un prag de carieră să fie depășit facultatea, pentru că doar persoanele alea pot să-ți spună cât de bine sau rău a fost că au terminat o facultate sau alta. Dacă întrebi un student de anul întâi, cum e la Politehnică, a, e greu, nu veni aici. Toți spun asta. Și eu am spus asta. Absolut toți spun asta. Dar după 4 ani de zile, cine are un serviciu asigurat? Cine se plimbă în jurul lumii? Cine are prieteni cu care, nu știu, se vede la o bere și se simte atât de bine? Nu spune nimic ce vine după și cum te-a avantajat faptul că ai tras tare încă 4 ani sau încă 3 ani la altă facultate. Ok, e foarte, foarte interesant și, de fapt, ce e foarte bine de făcut este să te uiți pe termen mult mai lung decât primele săptămâni sau primele luni sau poate chiar câteodată primul job. Dar înțeleg că, de fapt, un limbaj pe care lumea îl cam urăște pentru că trebuie să-l facă la liceu, C++, a fost cu tine de foarte multă vreme și în continuare este, dacă nu mă înșel. E vorba de C++, care lumea cam strâmbă din nas când aude. Adică ar fi vrut să învețe alte limbaje, dar pe de altă parte sunt blocați cu C++. Eu încerc să spun că poate e ok. E un limbaj de programare. Sincer, știu și C++, știu și Java, știu și Python, știu mai multe limbaje de programare. Mm-hmm. Nu pot să zic că am neapărat o preferință. Pentru ce am preferință, însă, este domeniul în care lucrez. Și dacă, de exemplu, eu acum lucrez în departamentul de anti-malware de la Bitdefender, dar, disclaimer, nu vorbesc în numele angajatorului meu, ca să fie și asta spus, vorbesc doar în numele meu. E un domeniu foarte interesant. Și nu aș fi putut să fac ce fac aici în Python sau în Java. Și până la urmă, și dacă, nu știu, de exemplu, îți place Java, s-ar putea, de fapt, să-ți placă Java, dar s-ar putea să-ți placă în același timp și partea de parsarea limbajului și să înțelegi cum funcționează și să înțelegi care sunt lucrurile care, nu știu, se întâmplă la compilare și atunci să investighezi cum e cu bytecode-ul și să, nu știu, să-ți faci un program care parsează bytecode și care adnotează funcțiile de acolo. Adică orice ai învăța sunt grade de dificultate de la cel mai ușor la cel mai greu. Depinde de tine cât de departe ajungi. De exemplu, dacă îți place partea de Internet of Things, și îți place zona asta de, nu știu, te-ai jucat cu un Arduino sau așa, acolo o să știi că e C, nu este C++. Și în zona de embedded, în general ai C. Eu înainte am lucrat la NXP.
Și am scris un driver pentru o plăcuță. Care și... este o companie de electronice, de chipuri, nu? Sau... Postul Freescale. Da, ok. Deci fac circuite integrate. Da. Ce vedeți, furnicuțele puse pe în spate. Când desfaceți un telefon, cel mai probabil vedeți asta, chipuri de la NXP. Am făcut pe niște drivere la momentul respectiv. Și ăla era C, pentru că trebuia optimizat într-un anumit fel, trebuia făcut în anumit fel. Dacă, nu știu, îți place zona de softuri bancare și te gândești că aia este un domeniu sigur și asta e ce ți-ai dori, acolo s-ar putea să vezi, nu știu, limbaje mai vechi sau, nu știu, poate Java. Dacă îți place, nu știu, zona de web development, JavaScript, Angular și acolo o să ai atâtea framework-uri, poți să înveți pe oricare că până la urmă, în momentul în care te angajezi, dacă ei folosesc alt framework, aia e, te muți pe altul. Sincer, mie nu-mi se pare normal să ne atașăm de framework-uri. Până la urmă ne place și nouă să fim dinamici și să avem produse dinamice. Și mie când îmi place să pot să cumpăr un produs, nu știu, software sau hardware, vreau întotdeauna să am cel mai bun, cel mai nou. Și dacă asta înseamnă să schimb și limbajul de programare din spate, păi și eu ca programator vreau să mă schimb pentru a face produse din ce în ce mai bune. Cam așa am schimbat, cred că toți cei care au mai mult de 2 ani de programare în spate au trebuit să învețe cel puțin 2-3 limbaje, că n-ai cum. Adică găsești un framework nou care se programează în Lua, de exemplu, așa a trebuit eu să învăț un limbaj care e foarte, foarte bun, dar este total necunoscut în afara, adică nu e deloc popular. Și, dar ce aș fi vrut să înțeleg este ce face un om care se ocupă de securitate până la urmă. Toată lumea când aude că e security, zicea, se gândește la total altceva. E ca în filme, adică ai buton de override pentru securitate și adică am văzut toți filmele americane și știm cum arată acolo programatorii și ce se întâmplă. Cum arată de fapt viața reală a unui om din securitate? Okay. Nu știu exact cât am voie să spun și s-ar putea să fiu un pic vagă, dar în principiu aș putea să spun cu ce tool-uri lucrez și lucruri de gen. În practică trebuie să și analizez diferite coduri sau diferite executabile, diferite, nu știu, documente și așa mai departe. Și ca să le analizezi, practic poți să folosești o groază de tool-uri. Trebuie să înțeleg, de exemplu, și assembler cum lucrează. De multe ori mă uit direct, mă uit cu un hex editor și mă uit direct la în hexa cum arată documentul. Și caut acolo porțiunile care mă interesează știind să interpretez acel cod hexa. Și nu este ceva ce să înveți pe undeva. Adică adevărul este că am avut același skill set și înainte că practic eu dacă am început cu embedded și acolo trebuia să știu să interpretez un stream de bits și să văd ce se întâmplă și, nu știu, la protocoale dacă era ceva la bâlâie care nu se transmitea ca lumea on air, trebuia să văd, ok, dar ce bit mi s-a flipuit aici? Ce înseamnă ăla? Ce s-a întâmplat cu el? Unde s-a dus totul greșit? Și la fel, aceleași skill-uri le aplic și aici. Ca să înțeleg ce se întâmplă, să pot să interpretez datele, să pot să îmbunătățesc, că ziceam că sunt în sfera de anti-malware, să pot să îmbunătățesc produsul pe care îl avem aici. Deci înțeleg că, de fapt, tu primești un pistol fumegând și trebuie să afli cine a tras cu el și în cine și de ce, nu? Sau aproximativ. Nu e atât de complex. Asta ține mai mult de partea de forensics. Într-adevăr, iarăși, ai diferite niveluri în sfera tech. Adică poți să mergi pe partea de programare, dar poate te atrage mai mult sfera de forensics, în care investighezi ce s-a întâmplat pe un calculator și stai și cauți prin loguri și, bine, pe mine și partea asta mă pasionează. Și te uiți în event logs. S-a întâmplat event ID-ul ăsta pe userul ăsta și hai să vedem de ce s-a generat. Hai să ne uităm în Registry Editor, să vedem dacă mi-a adăugat acolo vreo cheie nouă. Care a fost publisher-ul? Pe ce canal s-a întâmplat? Și tot felul de chestii de genul, care sunt foarte faine. Adică ești ca un detectiv, până la urmă, dar pe un calculator. Da. Cineva ne întreabă de 8 ore de muncă. Zice că ai menționat că cele 8 ore de lucru într-o zi. La un job chiar se lucrează 8 ore pe zi medie? E întrebare din public asta. Dacă nu îți pui alarmă, s-ar putea să te trezești că ai uitat să te ridici și că a trecut mai mult. În principiu, în funcție de companie, la unele se axează foarte mult pe partea de program și trebuie neapărat respectat. Bine, ai flexibilitatea gen de la ce oră să începi.
Sau, de exemplu, dacă am nevoie de o oră să merg în mijlocul programului nu știu unde, când mă întorc, reiau de unde am plecat. La altele, s-ar putea să fie mai interesați de produsul pe care îl livrezi. Și atunci să-ți lase flexibilitate să lucrezi cum vrei tu, dar să ai grijă să livrezi produsul respectiv. Asta uneori poate fi o păcăleală, mai ales la firmele de outsourcing. Și, sincer, sunt unele chestii pe care le-aș lua ca red flags dacă le-aș vedea acum în descrieri de joburi. Pentru că, ok, dar dacă îmi dă un proiect care ar trebui să fie făcut de 3 oameni și mi-l dă să-l fac eu singur, în același timp în care l-ar face 3 oameni, păi nu mai am eu somn după. Da. Și mi s-a întâmplat la un moment dat chestia asta. Și lucram o normă jumate și după când i-am confruntat, ei mi-au zis că eu nu sunt team player. Păi stai. Nu așa ne-a fost vorba. Da, presupun că dacă te uiți după ce s-a întâmplat cu proiectul respectiv, a trebuit să muncească 3 oameni, că de fapt cam asta se întâmplă atunci când încarcă un om prea mult și nu... Se pot întâmpla tot felul de lucruri. La fel ca la orice job, uneori ai experiențe pozitive, alteori ai experiențe negative. Un lucru care mi s-a întâmplat la un moment dat a fost ca să fim angajați 2 oameni pe același proiect ca programatori, dar persoana respectivă le-a zis încă de la interviu că el nu știe să programeze. Și a fost angajat pe același salariu ca și mine, în calitate de programator, pentru că ei promiseseră clientului din Japonia 2 programatori. Oh, wow, ok. Același salariu ca mine. Dacă... Da, mă rog, aici este un domeniu foarte mare de etică, care înțeleg că nu e foarte bine respectat. Exact. Se pot întâmpla, dar odată cu experiența, îți dai seama și cum să-i ocolești și cum să ajungi la firme care au o cultură organizațională bună. Este să treci peste, nu știu, promisiunile alea de free popcorn, să nu știu mai ce, că popcorn pot să-mi iau și eu să-mi fac aici la cuptor cu microunde, nu stau într-o bere gratis pe care mi-ar da o vinerea sau eu știu mai ce. Da. Apropo de angajare și de echipe, mai avem o întrebare foarte interesantă de la un viitor programator care are 35 de ani, o experiență profesională foarte bună în domeniul economic și încearcă să învețe programare. În ce măsură există interes, întreabă, de angajare pentru o companie, de a lucra cu mine în condițiile în care pot demonstra că am cunoștințe de a programa? Dacă nu le are încă, dar le va avea. Adică, de fapt, probabil întrebarea este dacă ai 35 de ani și ești bun în economie, poți să mai înveți programare și dacă înveți programare, se uită cineva la tine? Eu sincer încurajez foarte mult persoanele de genul. A început un val în România și cred că o să devină din ce în ce mai mare. O să începem mai mult să ne axăm pe partea de reconversie profesională. Nu știu să spun când, dar am văzut interes din partea companiilor pe partea asta, unul la mână. Și asta datorită faptului că este lipsă de programatori. Adică ce se întâmplă e că sunt mult mai multe joburi care merg neacoperite și nu e nevoie neapărat, nu știu, de programatori care să știe să se uite pe cod Hexa, gen cum fac eu. Mm-hmm. E nevoie de cineva care să-ți facă niște feature-uri, poate la o pagină web sau eu știu mai pe unde. Asta la început, adică până la urmă nu îl oprește nimeni pe nimeni să poată să citească codul Hexa. Da. Exact, și până la urmă tu poți pornești la un job de genul și să crești de acolo. Dar există o căutare foarte mare și vreau să adaug la partea asta și faptul că dacă ești dintr-un alt domeniu și știi și alt domeniu pe lângă programare, ești cu atât mai valoros. Și atunci poate vrei să te axezi pe domeniul bancar sau pe domeniul de genul. A început să fie din ce în ce mai mare și la noi fintech-ul. Fintech e financial tech, produse care țin pe zona asta. Și atunci tu dacă pășești în două lumi, tu din start ai expertiză din ambele și mai mult decât atât, poți să fii o punte de comunicație, că de multe ori programatorii nu se înțeleg bine cu ceilalți oameni și din păcate asta e și datorită filmelor americane, ca să le menționez așa, că ne-au spus că programatorii sunt aia care sunt închiși în ei și toată lumea s-a conformat cumva. Nu toată lumea, sunt destui. Și atunci, foarte mulți fiind închiși în ei, nu știu să comunice o altă limbă. Adică eu încerc și acum să explic lucrurile astfel încât să se înțeleagă la un nivel de liceu și sper că am reușit. Dar sunt foarte mulți care aruncă pur și simplu buzzwords, cuvinte pe care alții din alte domenii nu le înțeleg, și nu stau să explice. Bine, e de fapt, cred că un semn al neîncrederii în sine în momentul în care începi să arunci cu buzzwords.
ca să demonstrezi că ești de deștept, practic, chiar dacă nu ești. Exact. Și atunci chestia asta omoară echipa. Pentru că dacă cele două echipe nu pot să colaboreze astfel încât să facă produsul finit, s-a dus totul. Da. Deci pentru Marius 326X aici, răspunsul este un da cu brațe deschise. Pot să confirm și eu în calitate de angajator că vârsta nu este o problemă, ci mai degrabă ce poți să faci. Și respectiv, contează foarte mult și pasiunea. Între unul care știe așa și așa, dar are pasiune mare, și unul care știe ceva mai bine, dar îl vezi că este blazat, s-ar putea să fie chestiune de gust. Îl prefer pe cel cu pasiune pentru că știu că poate să învețe. Eu prefer persoanele cu care pot să comunic, pentru că în momentul în care poți să comunici, chiar dacă apare o problemă, știi că poți să o depășești. Dacă persoana respectivă este reticentă în a comunica, ce se întâmplă este că va acumula resentimente. Acumulările sentimente, la un moment dat, va exploda. Și tu, în calitate de angajator, team lead sau manager, tu nu o să știi că persoana respectivă are ranchiună pentru ceva anume, până când persoana respectivă nu explodează. Și asta nu este bine. Încep să-ți plece oamenii. Preferă să plece decât să comunice cu tine. Dacă în calitate de team lead nu poți să comunici cu echipa, o să vezi că au plecat, nu știu. La un moment dat eram la un job și vreo 7 am plecat și la final managerul spunea că tot fiecare a plecat din motive personale. Nu, în momentul în care de la același manager pleacă 7 oameni, trebuie să te uiți înăuntru în echipă și să nu promovezi persoana respectivă, că probabil din cauza persoanei respective au plecat 7 oameni în câteva luni, 3 luni sau cât au fost. Da, era bancul cu sunt 100 de oameni pe contrasens. tu ești pe contrasens. Adică... Da, ceva de genul. Care sunt sursele pentru cineva care vrea să învețe? Adică înțeleg că tutoriale, dar mai precis ce tutoriale mai ai? E un site pe care îl recomand celor care vor să învețe programare? În afară de codet.ro, unde găsiți un tutorial foarte bun de HTML și CSS și Angular. În principiu depinde de fiecare în parte și să spun de ce. Unele persoane preferă să aibă lucruri vizuale. Alte persoane sunt mai meticuloase și poate preferă, sunt ok să primească răspunsul în linie de comandă și pot să interpreteze acolo și, nu știu, depinde foarte mult. Sincer, când văd persoane care totuși sunt la 35 de ani ca să mă leg de partea asta, aș merge pe ceva vizual, pentru că din start îți poți da seama mult mai repede când ai greșit și cumva te accelerează chestia asta. Adică dacă în pagina web vezi că s-a pus ăla mai la dreapta, știi să te uiți și să reglezi și până la urmă tot îl faci să arate cum vrei. Dar în momentul în care faci un program care e, nu știu, foarte multe linii de cod și îți calculează un răspuns și răspunsul e 3 și te întrebi de ce nu e 59, poate trebuie să ai un pic de multă răbdare acolo ca să stai să verifici ce s-a întâmplat. Și este un pic mai puțin intuitiv. Deci depinde foarte mult de fiecare și fiecare cum știe că învață. Da, adică, toată lumea, da. Nu contează. Da, de fapt depinde și ce vrei să înveți, că dacă vrei să dacă Marius va vrea să fie front-end developer, va trebui să aibă un parcurs care este foarte vizual. Dacă este pasionat de domeniul bancar unde vrea să intre să facă cu niște core banking, s-ar putea să fie alte surse. Dacă este pasionat de securitate, antivirus, trebuie, da. Deci, dacă ar fi să mă uit la resurse, în funcție de fiecare și cum e, aș începe poate cu videouri de pe Coursera și de pe Udemy, Udacity și toate astea care au cursuri întregi și multe sunt gratuite. Dar cu tot cu făcutul temelor de acolo și cu parcursul exercițiilor, pentru că fără practică nu o să faci, nu o să ajungi destul de departe. În momentul în care ai deja câteva proiecte, poți cu proiectele alea să te duci și să ți le pui în CV și să aplici. Și să ai șanse, adică... Da. Și în momentul în care, nu știu, poate ai întrebări, e bine să găsești o comunitate, astfel încât să știi, de exemplu, că ai pe cine să întrebi și cine să te ajute. Eu, de exemplu, pe zona de cybersecurity, am găsit o comunitate foarte bună pe Twitter. Și nu că există o comunitate, gen m-am băgat într-un grup, când zici comunitate pe Twitter, zici, de fapt, un grup de persoane pe care le urmărești, care postează chestii foarte interesante și care m-au ajutat pe mine în dezvoltarea mea personală. Și sunt suficient de abordabile încât să le poți și spui arond persoana mea interesantă, scuze. Ce ai zice dacă? Sau, uite, încerc să fac asta și nu pot? Sau în ce fel poți să interacționezi cu ei?
De exemplu, la un moment dat cineva a văzut că sunt începător și m-a abordat direct și mi-a zis, uite, vrei niște resurse? Pot să te ajut dacă vrei. Comunitățile sunt foarte prietenoase. Dar că nu este acel hate speech și cyberbullying de care tot vorbește toată lumea? Sau există dacă nu e, este există și aia, din păcate. Și am văzut inclusiv comunități în România, nu o să dau nume, dar în momentul în care, nu știu, văd că circulă tot felul de poze cu fete care țin LED-conul de partea care este, nu da, știu, da, da, fierbinte și râd de chestia aia, păi scuze-mă, dar that's toilet humor, adică câți ani ai? Da, sunt... Așa. Bine, face parte într-o categorie care s-ar putea să nu fie împotriva exact fetelor, femeilor. E pur și simplu, sunt fotografii foarte proaste, dar într-adevăr, faptul că le aleg tocmai pe acela și pe acela e rău. În momentul în care vezi că e într-o comunitate de IT, îți pui întrebări dacă e comunitate prietenoasă și dacă eu, ca fată, pot să pun o întrebare acolo fără să fiu luată în râs. De-aia zic. Dar sunt comunități care sunt inclusive și trebuie să le cauți. Situații foarte tragice în care lumea postează sub un pseudonim, fie neutru, fie băiat, tocmai ca să-i fie luate în seamă comiturile și toate cele de... Aș vrea să nu se mai întâmple lucrurile astea, evident, și de asta suntem foarte atenți și ce facem și ce vorbim. Ne mai întreabă cineva ce limbaje se predau la universitate și cred că aici putem să răspundem la Politehnică. Da, nu știu, la universitate, știu că la Politehnică, la un moment dat, nu știu, numărasem eu în anul 3 și erau vreo 10. Da, ok, eu numărasem primii 2 ani și erau vreo 5. Deci se începe cu C++, ok, eu dau varianta din 1997-2002, ca să înțelegeți. Deci cum era? C++ în anul 1 și asamblare, deci 3. Asamblare cred că e în anul 2 acum, da. Ah, ok. Apoi SQL, nu știu dacă considera limbaj, dar este... Și deci 4, mai erau niște limbaje de programare paralelă, 5. MATLAB. 6. Și apoi se fac la un moment dat vreo 4 limbaje funcționale la aceeași materie, se numește paradigme de programare. Și acolo ai așa, Scheme, Clips, Prolog și mai era ceva, nu mai țin minte. Haskell, cred că și Haskell. Bine, pe alea mai degrabă, dacă este într-un singur curs, probabil le treci în revistă. Adică mie mi-a trebuit un semestru întreg să învăț Haskell. Și... Să fac proiect. Acum depinde cine e pasionat iarăși și găsește. Deci, înțeleg că la universitate se învață Python, din câte am aflat astăzi. Știu ce se face în anul întâi. Mai departe nu știu la universitate. Da. Dar ca idee, că, cum ne spunea Silvia mai devreme, Un limbaj este o unealtă și este ca și cum ai întrebat ce este mai importantă, este o sapă sau o tezlă? Depinde pentru ce, adică dacă vrei să scoți cuie, probabil nu e bună sapa și la fel este și aici. Adică folosești limbaje de asamblare pentru a face software foarte performant și drivere, cum a făcut Silvia, la fel cum folosești HTML dacă vrei să faci aplicații web. Deci. Sau C++ dacă vrei să faci software rapid și relativ ușor de scris. Ok. Mă uitam să văd dacă mai sunt întrebări, pentru că nu te-aș ține mult mai mult decât am promis. Dacă... Înțeles ceva, că mi-am adus aminte când am spus. Și cred că asta ar fi trebuit poate să spun la început. Aș vrea să... build the case, ca să zic așa, pentru diversitate și incluziune. Să spun, băi, da, de ce vrem noi diversitate și incluziune? De ce vin firmele astea și spun, băi, da, noi vrem să ne batem cu un piept că noi facem tot ce putem pentru diversitate și incluziune? Păi, dacă ai majoritatea programatorilor dintr-o companie care toți seamănă și toți au terminat Politehnica și tot, sau, nu știu, la o companie... Cele trei universități. La altă companie poate toți au terminat ASE, chiar nu contează, am dat un exemplu. Și toți gândesc la fel, pentru că toți au fost șlefuiți de aceiași profesori, poate toți au aceeași vârstă, pentru că în momentul când se formează o echipă, nu stă nimeni să pună unul mai bătrân, unul mai tânăr, nu există informație nouă. Și atunci, produsele sunt făcute ca și cum le-ai face dintr-un singur punct de vedere. În loc să, și mai ales în momentul în care persoana respectivă trebuie să facă un produs pentru cineva dintr-o cu totul altă categorie de oameni, nu o să aibă viziune astfel încât să-i rezolve problema. Și trebuie să ai cât mai multe persoane, tocmai pentru ca să se lupte între ele, ca să zic așa, și să se ajungă la cea mai bună soluție. Nu doar la
soluția care este, nu știu, considerată cea mai bună de o singură persoană. De oamenii albi, de, mă rog, de, în România sunt majoritatea sunt de aceeași cu rasă, dar nu e lucrul ăsta la fel peste tot. Dar, exact, uite, dar și în România avem rasism față de exact. Etnie romă. Și în general pentru orice altă persoană care nu este de, ca majoritatea, de fapt. Nu contează că romă sau orice altceva, adică poate exact să fie pakistaneză și să încerce să facă pâine, înțeleg. Da. Și vorbim foarte mult de inovare în ziua de azi. Au început să avem un boom de startup-uri în București și în Cluj și în alte orașe. Și toată lumea vorbește de inovare și cum putem să facem inovare și cum putem să facem următorul startup care este unicorn și cum pot toți să fie, nu știu, să-și creeze propria afacere și așa mai departe. Ori ca să-ți creezi propria afacere, trebuie să set it up for success și să fii sigur că echipa ta poate să rezolve problema și că produsul va fi cumpărat. Și ca să fie produsul cumpărat, trebuie, iarăși cum am spus, să fie o diversitate de gândire. Și mai ales dacă ne gândim inclusiv la tool-uri pentru inovare. Cel mai de bază tool pentru inovare pe care îl avem la dispoziție este faptul de a face brainstorming-uri. Dar dacă tu faci brainstorming-uri cu oameni care gândesc exact la fel, păi ăla nu e brainstorming. Da. Și atunci nu există inovare la noi. Problema apare că în momentul în care ai echipe diverse, într-adevăr, au păreri diverse și au păreri foarte puternice diverse și trebuie să managești chestia asta și trebuie să ai, cum ai spus tu la început, un facilitator ca să aibă grijă ca ideile să circule într-un format, cum să spun, sănătos, să zic așa. Lumea să nu țină ranchiună, să nu ajungă să se certe între ei, să nu ajungă... Și chestia asta este, poate fi făcută cu o cultură organizațională bună. Noi nu avem foarte multe culturi organizaționale bune în România, tocmai pentru că atâta timp cât baci capul în pământ ca un struț și te gândești că nu există, în momentul în care încerci să aduci pe cineva și să-ți faci echipa mai diversă, observi că nu merge și nu mai încerci și spui la fel cum s-a încercat școala în online. În loc să îndrepti problemele, zici, a, nu mai fac asta niciodată, că a fost prost. Nu, ai făcut greșeli, trebuie să înveți din ele și să faci să fie mai bine data viitoare. Da. Ce s-a întâmplat cu școala online? Că de fapt asta e un subiect care am auzit opinii fel și fel în care n-am niciuna încredere. Pot să povestesc cum a fost la facultate. Ce s-a întâmplat a fost că foarte mulți profesori nu au crezut că nu au știut cum să adune punctajele. Și atunci, gândindu-se că decât să plagieze studentul sau așa, la final, mai bine îi dau eu mai mult de lucru. Problema a fost când toți s-au gândit exact la fel. Și studenții au avut mai mult de lucru pe parcurs, de se gândea cineva la un moment dat care are nevoie de 72 de ore pe zi, că altfel nu poate să facă față la toate taskurile. Am ajuns cu studenții în burnout. Am ajuns cu studenți care, la un moment dat, și poate vor dezvolta anxietate din chestia asta. Nu vorbește absolut nimeni de sănătatea mentală și cum te poate afecta ceva de genul, mai ales susținut pe o perioadă atât de mare. Și, sincer vorbind, toate trebuiau să pornească de la minister și să vină niște guideline-uri și să se consulte cu specialiști și în sănătate mentală să vadă, ok, dar pentru profesori ce putem face ca ei să iasă cu bine din chestia asta? Pentru studenți ce putem face? Hai să le dăm niște sfaturi de cum să procedeze. Și ce s-a întâmplat este că toți au ajuns în burnout, poate unii profesori nici n-au mai făcut față, poate alți profesori care, nu știu, nici n-au mai ținut orele, au dat doar materialele, neștiind cum să procedeze sau pur și simplu s-au gândit că merge și așa. Și studenții au ajuns la final să se chinuie ei. A fost rău și pentru profesori, înțeleg că totuși dacă dai mai mult de muncă la studenții, asta înseamnă că ai și mai mult de corectat până la urmă. Sau de fapt a fost victimă-agresor sau de fapt victimă-victimă relația asta? Victimă-victimă și tocmai din faptul că profesorii trebuiau să găsească ei soluții, după cum am spus, trebuia mai mult sprijin de la minister pentru că până la urmă nu lași să scape de lucrurile de sub control chiar așa. Au fost materii care s-au sincronizat foarte bine de asta pentru că colaborau foarte bine și înainte. Și din faptul că au construit o relație între materii, au reușit acum să facă să fie bine. Dar astea sunt cazuri izolate. Și ce s-a întâmplat a fost inclusiv la examene, în încercări disperate de a face ca studenții să nu plagieze, au început să le spună, țineți
nu știu, camera de la laptop deschisă și filmați-vă, nu știu cum, cu mobilul, ca să văd că nu copiați și că nu-i nimic în fața, în spatele vostru. Sau... Da. Asta, într-adevăr, pare că este un semn de neîncredere pe care nu are nimeni față de nimeni. Exact. Și arată faptul că avem o lipsă de moralitate, o lipsă de valori, nici profesorii poate nu dau mai departe anumite valori și permit perpetuarea anumitor stereotipuri. Da. Apropo de asta, de profesor și de etică, ți-a părut că n-ai făcut facultatea în străinătate? Sau... Ah, nu-i de părut rău, nu-i de părut rău, e pur și simplu o altă cale. Puteam să fac și în străinătate, puteam să stau și aici, am fost la un internship în străinătate, am călătorit foarte mult, așa că nu-mi pare rău. Sincer, poți să-ți faci un loc oriunde. De fapt, o parte dintre cei care sunt acum în liceu se gândesc, ok, sunt într-a 11-a sau într-a 12-a, ce fac? Dacă sunt în clasa 12-a, mă duc la facultate în România. Și apropo de asta... scuze că tot menționez cele trei facultăți, că de fapt ele sunt vreo 7 sau 8 în România care sunt foarte bune. Mai este în Iași, da. Universitatea Tehnică, mai este în Timișoara, mai este în Cluj. Multe locuri sunt universități foarte bune. Și de asta, apropo de bias, adică iată, sunt bias pentru București. Sunt de fapt mai multe universități bune. Cea din Iași chiar este super tare. Da. M-am uitat și eu pe câteva cursuri de la ei și sunt foarte bine făcute. Da, am fost și eu impresionat numai de ce am văzut online, ci și ce am văzut că iese de acolo. Dar, de fapt, una dintre întrebări era, ok, ce fac? Mă duc la facultate în România sau merg la facultate în străinătate? Avem facultăți foarte bune și în România. Deci dacă te îngrijorează, nu știu, lucruri de genul apropierea de familie sau alte lucruri, poți să faci foarte bine facultatea în România și după să mergi în afară. Sunt căutați și absolvenți la noi. Nu am văzut să fie o dificultate în a-și găsi în afară și avem, iarăși, comunități de absolvenți peste tot prin lume, deci întotdeauna poți să găsești pe cineva care să te ajute să-ți spună cum este cu cazarea acolo, cum, nu știu, ce documente trebuie să aplici, unde și așa mai departe. Da, bine, programatorii sunt doriți oriunde și în Noua Zeelandă nu e o problemă. Adică, practic, există dorință. Și mai ales atunci când îți alegi o facultate și trebuie să pleci în afară, te gândești cel mai mult la costuri. Și dacă poți să pleci cu o bursă. Și dacă, de exemplu, părinții tăi nu-ți permit să te duci în afară, decât să te duci în afară și să-ți iei și un job și să nu... mai ales că în afară nu e o cultură chiar ca la noi. Nu prea poți să-ți iei un job pe lângă. It's frowned upon. Ori facultate, ori așa. Nu zic că la noi este văzut altfel, dar zic că la noi cumva am văzut și un lasă că merge așa. Nu este bine, eu sincer, dacă mă întrebați o părere personală, te-ai hotărât să faci o facultate, du-o până la capăt. Pentru că dacă te apuci să te și angajezi, eu am observat o chestie. Cei care se angajează din anul întâi vor avea salarii mizerabile și vor crește foarte greu. Cei care se angajează din anul 3 sau 4, deja au salariile de vreo 4-5 ori mai mari. Și atunci, nu mai bine, tragi un pic de tine aia, 3-4 ani și înveți ce e de învățat, astfel încât să ai un salariu foarte mare la final, decât să te tragi de tine degeaba în două locuri la început. Asta dacă reușești, dacă te țin părinții, dacă ai bani puși deoparte, că până la urmă e o cheltuială și cu facultatea, mai ales când mergi într-un alt oraș și așa mai departe. Dar dacă poți, încearcă să nu te angajezi și vezi de facultate. Apoi, master și doctorat, sincer, încurajez foarte mult în străinătate pentru cine vrea să le facă, mai ales doctorat. Research-ul la noi este foarte greu. Nu ai sprijin, nu... E vorba de cultură aici sau e vorba de... Adică e o problemă instituțională, e o problemă de mentalitate sau combinată? Combinată. Combinată și mai ales ai mai multe oportunități în afară. Pentru că stai să te gândești, ok, vreau să... Dacă din moment ce te duci să fii doctorand într-o parte... Înseamnă că vrei să și publici, vrei să ai activitate de cercetare și aici, în momentul în care ești doctorand, practic trebuie să ai și activități de teaching și research în același timp. Ori activitățile de research nu sunt niciodată urgente, activitățile de teaching întotdeauna sunt. Și stai și refaci materiale tot timpul anului și te trezești că partea de research este în timpul tău liber sau foarte puțin, nu știu, în timpul verii dacă reușești. Pentru că și atunci sunt activități de teaching, chiar dacă nu sunt evidente în afară. Și ajungi să nu prea faci research.
Ori în afară ei au cultura de ori-ori. Și te sprijină foarte mult astfel încât să, nu știu, să poți să faci research, să fii finanțat astfel încât să poți să duci un trai bun și să îți vezi de munca asta. Și au acces la alt gen de articole și jurnale, altfel de conferințe, mult mai mari, cu vizibilitate mai bună, care te construiesc, îți construiesc un network de cercetători diferit. Deci facultate nu contează, master e mai bine poate marginal în străinătate, iar doctorat, da. Și s-ar putea de fapt să mai fie o diferență foarte mare și de traumele doctoratelor false și furate din România. Adică... Și asta. Vreau să zic că scandalul cu Ponta și doctoratul furat a apărut în timp ce eu eram doctorandă și mă ofticam foarte mult și încă mă oftic când mai văd câte unul care și-a furat doctoratul și eu care am muncit de nu știam ce e cu mine. Doctoratul meu a fost pe energy efficiency și practic am analizat datele care veneau de la o rețea de senzori de la o casă pasivă, am construit un model matematic pentru a reuși să analizez datele respective mai bine și am făcut preziceri folosind inteligența artificială și modelul ăsta matematic foarte, foarte bune de cât va consuma casa respectivă până peste 3 luni de zile. Deci, și asta, dacă o aplici la nivel macro, înțeleg că poate să facă niște diferențe enorme pentru eficiența energetică, ecologică, bani și toate cele. Exact. O eroare absolută de 0,02 sau 0,1 kW. Adică asta e de fapt cât greșește un contor, practic, dacă stai să te gândești. Adică s-ar putea eroarea de măsurare la intrare să fie mai mare. Și am încercat să-mi iau date și în mai multe locuri și când vezi că ok, dar de fapt nu au contor inteligent și trebuie să mă duc eu la subsol în fiecare zi ca să-mi iau datele și alte lucruri de genul ăsta, este gândești ok, poate dacă făceam doctoratul în afară, aveam în loc de setul ăsta redus de date, poate aveam pe o clădire întreagă, cum mi-am dorit și cum am încercat să mă agit aici. Adică am avut practic pe o casă cu un etaj, în loc să am pe clădirea de 7 etaje nou construită pentru care am tot încercat să obțin datele respective. Și da. Un an de zile și degeaba, ca să zic așa. Și te gândești, ok, în afară poate le-aș fi avut din start. Poate analizând o clădire întreagă, poate ieșea și un startup de acolo, poate ieșeau mai multe chestii. În România am simțit limitări și piedici la fiecare pas. Pe lângă partea asta de, dacă la final, nu știu, o să se consideră doctoratul meu la fel ca doctoratul, nu știu, care politician. Da, mă rog, eu am permisul de conducere de la Pitești, drept urmare, când vede lumea, a fost un scandal acum vreo 10 ani, cred că, în care se dădeau permise tot așa. Cum s-a dat doctoratul lui Ponta, s-au dat permise pentru oricine și să începe să râdă. Mă întreabă dacă chiar am crescut acolo și trebuie să demonstrez că am crescut, altfel nu crezi că l-am luat așa. Bine, evident nu e același lucru, adică una este să muncești mulți ani asidu să iei un doctorat și alta e să doar să te distrezi cu un permis. Aș vrea să întreb ce poate să facă lumea să ajute în general în domeniul care activează Codet și respectiv în particular Codet. Că Bitdefender, cum mai să zicem, că se ajută singur, dar Codet s-ar putea să folosească niște suport extern. Da, da, da. Nu vorbesc în numele angajatorului, Bitdefender este parte de Codet. Da, exact, da. Deci vorbim de asociația Codet. Da. În principiu, noi ne dorim să creștem comunitatea și ne dorim cât mai mulți oameni să fie alături de noi. Mai ales, nu știu, de exemplu, când avem activități în școli, ne este foarte greu să găsim o persoană de legătură. Foarte greu. Și atunci, bine, în momentul de față nu se pune problema că momentan cât e școala online, na. Dar de fiecare dată, în momentul în care plănuiești un workshop pentru și începi să contactezi diferite școli, nu știu, poate știi un profesor acolo, că avem pe cineva din comunitate care a absolvit de acolo și atunci ne este mai ușor că avem o intrare. Dar dacă nu știm, scriem practic directorului, secretariatului, se poate întâmpla ca mail-urile noastre să fie ignorate, la telefon iarăși ignorat și atunci poți să nu ajungi într-un loc pentru că nu s-a putut, n-ai avut persoana care să fie acolo. Și odată ce, să zicem, directorul... Termină și întrebi. Da. Odată ce directorul și-a dat acordul, practic există anumite politici și la nivel de școli și la nivel de minister și așa mai departe, care spun că ok, nu putem să stăm nesupravegheați acolo.
Ceea ce mi se pare oarecum normal. Până la urmă e școala lor, cine știe cine suntem noi, hai să fie totul ok și ca la carte. Dar profesorul respectiv sau profesoara, practic ei trebuie să vină și să stea tot weekendul cu noi, din timpul lor liber. Și am un respect enorm pentru persoanele care au făcut chestia asta și care și-au dorit ca noi să venim acolo ca să ajutăm cu educația copiilor. Și care au stat, iarăși au lucrat cot la cot cu ei, materialele, au învățat și ei și, nu știu, ne-au spus și noi. Și noi am învățat foarte mult de la ei, am învățat partea pedagogică foarte mult, vorbind cu profesorii, am învățat problemele cu care se confruntă. Și un schimb așa de experiență. Da, întrebarea mea era cum găsiți aceste licee, adică te zici, mă uit pe hartă și văd că avem liceul școala Ferdinand din sectorul, cât este, 3, cred că e acolo. Și zici, hai să mergem acolo? Sau vine o cerere de la un elev? Sau se gândește un profesor? Sau cum găsiți aceste școli? Am avut și cereri de la profesori și astea ne-au bucurat cel mai mult. Dar trebuie să avem, practic, o perioadă activă de workshop-uri. Cam asta e. Momentan, toamna asta nu o să fie activ de workshop-uri pentru noi. Da. Adică, practic, workshop-urile sunt făcute în viața reală, nu online. Până acum le-am făcut în viața reală și momentan începem încet, încet să trecem în online și am început, de exemplu, cum ziceam, pe 31 octombrie, 1 noiembrie, avem un hackathon și este primul nostru eveniment mai mare care e trecut în online și vrem să-l facem pe asta bine și ne concentrăm pe el. Așa preferăm calitatea peste cantitate și în momentul în care o să devenim din ce în ce mai confortabil cu partea asta și cu gestiunea tuturor lucrurilor în online, atunci o să fie ok. Că dacă intră toată lumea și după aia ai 50 de oameni care nu reușesc să se înregistreze și nu știi că se poate întâmpla problema asta și nu ai suficiente persoane să se ocupe, să rezolve problema, atunci este o experiență proastă pentru toți și pentru organizatori și pentru participanți și preferăm să fim siguri că facem totul ca lumea și nu da, sigur. Ne apucăm de toate odată. Da. Dar care este nevoia cea mai mare pe care o aveți? Nu știu dacă poți să o spui evident. Adică aveți nevoie de voluntari care să țină cursuri, aveți nevoie de sponsori care să sponsorizeze cu, nu știu, computere, bani, ceva? Adică unde este nevoia la Pareto? Adică 80-20, care este acel 20% care va rezolva 80% din probleme? Uite, vis-a-vis de partea asta de școli, o problemă pe care am avut-o constant a fost faptul că în momentul în care noi mergem într-un liceu, dacă, de exemplu, avem Java cu Android, da? Iau un exemplu. Un exemplu care l-am luat intenționat, pentru că dacă aveam JavaScript, poate nu aveam problema asta. Dar noi mergem într-o școală și mai ales în momentul în care mergi în alt oraș, nu știi ce materiale, ce echipamente găsești acolo. Adică, da, poate îți spune ce fel de PC are, dar nu îți poți da seama. Și în momentul în care intri în clasa aia cu o zi înainte și trebuie să instalezi pe toate Android Studio și îți dai seama cât de greu merge. Și apoi a doua zi când începi workshop-ul și merge foarte greu și poate nici elevii nu mai au răbdare, poate mai trebuie să stai să scuzi tool-ul mereu. Tu știind că, de fapt, când ajungi să lucrezi cu chestiile astea, de multe ori ai laptop dat de la serviciu. Și ăla sigur o să ducă. Și atunci, să nu ajungem, de exemplu, în momentul în care ajungem într-o școală, elevii să pună semnul egal între cum merge tool-ul și cât de greu merge și, de fapt, frumusețea programării. Și aici, iarăși, este și un exercițiu în răbdare pentru elevi, dar este și o problemă de echipamente. Și atunci noi, dacă, de exemplu, am avea laptopuri și ne-am duce cu ele cu totul instalat și știm că merg și sunt toate ok, dacă ne-am duce cu astea, de exemplu, într-o școală, atunci ar ajuta, zic eu, un pic. Deci 15 laptopuri, 15 telefoane, 15 cabluri USB, 10 încărcătoare sau... De regulă nu mergeam cu telefoanele, nu avem telefoane pentru chestia asta, de regulă fiecare făcea pe telefonul propriu. Și într-adevăr, apăreau probleme și acolo. Pentru că dacă, de exemplu, nu mergea pe telefonul unui copil, mai lăsăm noi. Și s-a întâmplat de foarte multe ori trainerii să-și lase laptopurile personale sau mobilele personale, hai să vedem să facem cum să meargă. Ce aia e? Okay. Multe de rezolvat, da. Ok, înțeleg că oricine poate să facă voluntariat, poate, înțeleg, adică profesori de care pot să vă susțină în sensul să vă aducă în școlile respective, evident cei care au hardware surplus, dar care să fie de calitate bună ar putea să, adică
La partea de voluntariat este un pic mai greu cu partea de elevi. Și vă spun că se poate de sincer, pentru că înainte, de exemplu, era mai ușor. Dar s-a tot schimbat și legislația română și este, din punctul de vedere al unei persoane care chiar ține la partea de GDPR și la faptul de a fi totul în regulă legal, vorbim și așa mai departe, pot să spun că este oarecum neclară, mai ales dacă, de exemplu, nu știu ce, între 14 și 16 ani sunt ok să facă voluntariat din punct de vedere legal. Pentru că legislația UE zice una, legislația română zice alta și nu mai știi după care să te iei. Și atunci, cei sub 16 ani este problematic. Cei între 16 și 18 ani, iarăși, este ușor problematic, trebuie aprobare de la părinți, inclusiv dacă au împlinit 18 ani. Atâta timp cât ești în școală, trebuie semnată chestia aia. Și iarăși, toți voluntarii noștri semnează contract de voluntariat, fișa voluntarilor, contract de confidențialitate, avem și noi niște regulamente interne. Și, practic, cine intră în echipă trebuie să știe că, ok, avem și niște reguli de respectat, dar noi putem să contribuim foarte mult la dezvoltarea ta personală și vom încerca să facem chestia asta. Și este una dintre misiunile noastre, că na, vrem să avem grijă și de oamenii noștri până la urmă. Da. Deci, ok, intrați pe site-ul codet.ro sau respectiv pe facebook.com/codet sau nu știu, căutați codet. Da. Codet.ro, o să și scriu pe chat ca toată lumea să poată să... Așa, și care este locul favorit? Este site-ul, presupun, nu? De... Facebook. Oh, Facebook. Ia să-l și caut pe Facebook de... /codet, cred că... În următoarea perioadă nu avem super multă activitate, cum am zis, e doar hackathon-ul. Ca să zic așa, nu știu, modalitatea cum ar putea oamenii să intre în contact cu noi, cel mai bine este să intre și pe grup, să caute codet și grupul, să se înregistreze acolo și, practic, înăuntru poți să pui orice întrebare vrei. A, deci există și un grup, nu numai pagina codet.ro non-profit organization, sau... Eu am intrat întotdeauna pe Facebook când v-am căutat, la facebook.com/codet.ro. Uite, o să-ți dau și grupul și poate intri și tu. Okay, și okay. Avem și persoane care sunt, nu știu, avem un mix de persoane și vârste și... Nu contează fată, băiat, contează să ai un interes și o pasiune pentru asta. Ok, deci am pus pe chat-ul de Twitch facebook.com/codet.ro și înțeleg că ar mai trebui să mai pun încă un link de grup. Care este un grup? Ia să caut codet. Este un grup care se numește așa sau... Da, e un grup care se numește Codet, dar pot să-ți dau după aia. Ok, bine. O să-l pun pe facebook.com la mine și o să-l vedeți și pe codet.ro, adică da, o să dați de el. Ok, mulțumesc foarte, foarte mult. Sper că toată lumea a fost fericită. Am răspuns la toate întrebările care ne-au fost puse. Eu am aflat foarte, foarte multe, așa că sunt absolut încântat. Sper să vorbim peste 4 sau 5 ani despre subiectele de astăzi la trecut. Adică uite cum era acum 5 ani, că trebuia să încă să vorbim despre incluziune, despre diversitate în echipe. Ce bine că s-a rezolvat între timp. Adevărul e că e o păcăleală asta. S-a rezolvat pentru cei care au ajuns la 30 de ani și s-au luptat toată viața lor și au ajuns la echipele alea inclusive pe care le doreau. În licee e aceeași problemă ca atunci când am terminat eu. Da, și înțeleg că și la facultate, de fapt. Da. Problemele persistă pentru că lumea nu se uită înapoi și nu încearcă să le fixeze. Asta e și ce încercăm noi să facem. Să creăm o legătură între generații, sperăm că să putem să spunem cât mai din timp. Hei, uite, vezi că asta s-ar putea să te ajute și asta s-ar putea să te tragă înapoi. Da. Oricum, primul pas pe care aș vrea să-l facem cu toți este să conștientizăm că există o problemă. Și asta pare evident, dar se pare că nu este. Adică trebuie atenție și mai ales cei care avem privilegiul să nu facem parte dintr-o categorie minoritară, defavorizată sau orice altceva, să înțelegem că de fapt este doar o situație întâmplătoare și că dacă nu simțim pe propria piele, asta nu înseamnă că nu există, adică trebuie să fim atenți. Da. Cam asta. Mulțumesc încă o dată și ținem legătura. Vorbim. Okay. Dar, bine.